Bună seara, dragii mei, sunt Tarotela. Am stat câteva ore și m-am gândit ce aș putea să fac așa special, pentru că știți bine că astăzi a fost sărbătoarea Sfântului Ilie, încă este, și cu această ocazie vă zic la mulți ani tuturor celor care vă sărbați ziua astăzi. Și înainte de a face o etalare, adaptat acestui eveniment, sper să găsesc o soluție potrivită, Simt nevoia să vă povestesc pentru cei care nu știți, eventual să vă aduc aminte celor care știți. Viața Sfântului Proroc Ilie. Este o prezentare pe care am găsit-o în doxologie, o găsiți și voi, dar, pentru că știm că viața este așa cum e, timpul. Se scurge foarte repede, deci să nu mai avem timp să citim. Așadar, mă gândesc că poate totuși este binevenită, nu poate. Sper, cred că este binevenită această prezentare. În ideea că, pentru cei care nu aveți timp să citiți, ascultați și învățați. În timp ce conduceți, în timp ce faceți treapă, în timp ce, eu știu, faceți unghiuțele. Haideți să vedem, să ascultăm, să aflăm ce spune doxologia despre Sfântul Ilie. Spune așa, vrând să începem viața Sfântului proroc Ilie Tezviteanul, văzătorul cel slăvit, râvnitorul după Dumnezeu, mustrătorul împăraților celor fără de lege, învățătorul poporului celui depărtat de la Dumnezeu, pedepsitorul prorocilor mincinoși, minunatul făcător de minuni și răvnitor către Dumnezeu, cel căruia stihiile s-au supus și cerul i-a dat ascultare, marele plăcut al lui Dumnezeu, acelui ce petrece până acum în trup și va să fie ca o înainte cuvântare, înainte mergător la a doua venire a lui Hristos. Vom pune înainte faptele care le-a făcut el pentru mai luminoasa arătare a râvnei lui, ce cuvânt frumos, cu care a râvnit după Domnul Dumnezeu. La început, popoalea lui Dumnezeu cele alese, care se înmulțeseră în 12 seminții, după numărul celor 12 fii a lui Israel, nu uităm că avem și noi 12 zodii, da? au fost despărțite între dânsele, cu împreunare, și cu o sfătuire, îndreptându-se cu un povățuitor care s-a început de la Moise, de la Isus al lui Navi și de la ceilalți judecători al lui Israel, până la împăratul David și Solomon. Iar când după Solomon a luat, a luat împărăția fiul său, Roboam, și ca un tânăr, neascultând sfatul cel bun al bătrânilor celor înțelepți, și ascultând sfatul cel răzvrătit al tinerilor celor asemenea cu dânsul, a început a asupri poporului Israel, îngreunându-l cu felurite dajdii și pedepsindu-l cu bătăi și risipiri. Atunci zece seminții ale lui Israel, rupându-se de dânsul, și-au ales alt împărat cu numele Ieroboam. Acel Ieroboam a fost mai înainte roba lui Solomon. Și vrând Solomon să bată pentru oarecare pricină, el a fugit în Egipt, unde a stat până la moartea lui Solomon. Iar după moartea lui Solomon, întorcându-se, semințile lui Israel, care se rupseseră de Roboam, și l-au pus lor împărat. Ciudată este viața, ciudată este destinul, a cu rob, acum părat, așadar. Nu vă etichetați nici măcar voi, dragii mei. Continuăm. Deci Roboam, fiul lui Solomon, împărățea în Ierusalim, numai peste două seminții, peste seminția lui Iuda și peste cea lui Veniamin. Iar Ieroboam, robul lui Solomon, era fiul lui Solomon și robul lui Solomon, împărățea peste zece seminții ale lui, ale lui Israel, în cetatea Sichem, cea înoită de dânsul, care mai înainte fusese risipită. Deci, cele două seminții care rămăseseră cu fiul lui Solomon, Roboam, se numeau împărăția lui Iuda, iar cele zece seminții care se rupseseră cu robul lui Solomon, iar Roboam, se numeau împărăția lui Israel. Iar de vreme ce semințiile lui Israel, deși se despărțiseră în două părți totuși, ele slujeau împreună unui singur Dumnezeu, făcătorul cerului și al pământului, ne neputând să mai aibă alte biserici decât numai pe cea din Ierusalim zilită de Solomon și nici alți preoți decât numai pe cei puși de Dumnezeu, de aceea popoale din împărăția lui Israel veneau în toți anii la Ierusalim să se închine Domnului Dumnezeu cu aducere de jertfe. Un adevărat pelerinaj, nu-i așa, dragii mei? Urmăriți în continuare. Iar Ieroboam, împăratul lui Israel, văzând aceea, s-a gândit în sine zicând hmm. Aceste popoare, dacă vor merge totdeauna astfel pe la Ierusalim, pentru închinarea lui Dumnezeu, iarăși se vor lipi de împăratul lor cel din tăi, de fiul lui Solomon, și pe mine mă vor ucide. Hmm. Acestea gândindu-le căuta cum ar putea să întoarcă pe israeliteni, așa zice doxologia, să nu se mai ducă în Ierusalim. Deci s-a gândit că mai întâi se întoarcă pe dânsi de la Dumnezeu, zicând, nu se poate ei să lase Ierusalimul dacă nu mai întâi vor părăsi pe Dumnezeu. Meditați la acest scenariu pentru că și noi trăim vremuri în care suntem foarte Atacați și manipulați. Și manipulați. În fine, continuăm. Continuăm. Deci, știind el că poporul acela este les neaplicat spre închinarea de idori, les neaplicat. Și spre toată spurcata fără de lege, s-a gândit să-i depărteze pe ei de la Dumnezeu printr-un meșteșu ca acesta. A făcut doi viței de aur, precum și. Israelitenii, cei de mult care ieșiseră din Egipt, au făcut viței de aur. Și chemă la dânsul tot poporul acela și arătându-le lor viței, le-a zis. Aceștia sunt zeii tăi, Israele, care te-au scos din pământul Egiptului. Nu mai umblați de acum la Ierusalim, ci să vă închinați acestor zei. Apoi a pus uh, acei viței în felurite locuri. Pe unul în Betel, și pe altul în Dan. Zidindu-le case prea frumoase, temple, și le-a rânduit lor prasnice și multe jertfe. Și el însuși s-a făcut slujitor al lor. Apoi a poruncit spre înșelarea popoarelor celor iubitoare de păcate să se săvârșească toată fără de legea lângă cei idoli în chip de viței de aur la necuratele lor prasnice, un soi de orgii, da? saturniene și cum se mai numeau și în Roma Antică. Astfel, acel împărat păgân, pentru împărăția acea vremelnică, și el însuși a căzut de la Dumnezeu, și pe toate cele zece seminții le-a întors de la dânsul. Deci, după acel împărat și ceilalți împărați al lui Israel, și idoli, precum se desprinsese de la Ierobam. Dar prea bunul Dumnezeu ne părăsind pe poporul care îl părăsise pe El, repet, ne părăsind pe poporul care îl părăsise pe El, și oare de ce? Gândiți. Și căutând întoarcerea lor, le trimitea pe prorocii lui Cei Sfinți ca să le arate rătăcirea lor și să-i sfătuiască ca, izbăvindu-se din cursele diavolului, să se întoarcă iarăși la binecredincioasa cinstire a Dumnezeului cel adevărat. Între alți proroci, care în felurite vremuri au fost trimiși la dânsii, a fost și acesta despre care ne este nou cuvântul, adică Sfântul Ilie, cel mare între proroci, despre a cărui naștere se povestește așa de către cei vretnici de credință. Patria sfântului Ilie, prorocului Dumnezeu, a fost țara Galaadului, de cealaltă parte de Iordan, care se învecinează cu Arabia și cetatea Tezvi. a, da tezviteanul, pentru care s-a numit și tezviteanul. Așadar, el s-a născut din seminția lui Aaron, din tată cu numele Sovac. În timpul în care maică sa l-a născut, Sovac, tatălui, a văzut niște bărbați îmbrăcați în haine albe, vorbind cu pruncul și învelindu-l pe el cu foc, fiți atenți, cu foc l-a învelit, cu spirit, și băgându-i vă paie de foc în gură ca să mănânce. Aceasta văzând o tatăl său, vă dați seama, s-a înspăimântat, s-a dus la Ierusalim și a spus preoților vedenia sa, iar unul din acei preoți, bărbat mai înainte, văzător, i-a zis, omule, nu te teme de vedenia aceasta pentru pruncul tău, ci să știi că el va fi locaș al luminii darului lui Dumnezeu și cuvântul lui va fi ca focul de puternic și de lucrător. Râvna lui către Domnul și viața lui va fi bine plăcută lui Dumnezeu și va judeca pe Israel cu sabie și cu foc. Un semn ca acesta acesta și o mai înainte vestire pentru Sfântul Ilie la nașterea lui i-a fost arătată, adică în ce fel avea el să fie, după ce va veni, va ajunge, la vârsta bărbatului de săvârșit. Iar pruncul, crescând, se deprindea printre preoți ca unul ce era din seminție preoțească și punându-și nădejdea spre Dumnezeu din tinerețe, a iubit curăția fecioriei, și petrecea întrânsa ca un înger al lui Dumnezeu, curat cu sufletul și cu trupul. Și plăcea să se îndeletnicească în dumnezeiasca gândire și adesea ieșea la liniște în locurile pustiului și astfel mult vorbea cu însuși Dumnezeu. Prin rugăciunea cea fierbinte, arzând ca un serafim de dragoste înfocată către dânsul. Ce frumos! Ca un serafim! Hm. Și era iubit și el însuși de Dumnezeu, pentru că Domnul iubește pe cei ce-l iubesc pe el. Deci se învretnicise Ilie vorbirii celei milostive cu Dumnezeu și a câștigat mare îndrăzneală la el. Pentru viața sa, ce asemenea cu îngerii, și toate câte cerea de la milostivirea lui Dumnezeu, le lua ca cel ce aflase înaintea lui Muldar. Sfântul Ilie, auzind și văzând fără de legere ce se făceau în poporul cel răzvrătit al lui Israel, împărații petrecând în păgânătatea cea potrivnică a lui Dumnezeu, judecătorii și cei mai mari făcând nedreptăți, popoarele slujind urăciunilor idolești, tăvălindu-se în toate necurățile fără frică și fără teamă de Dumnezeu și aducând pe fii și pe fiicele lor ca jertfă diavolilor, iar adevărații cinstitori de Dumnezeu, Primejduindu-se în strâmtorare și în prigonire, necăjindu-se și fiind dat la moarte, îl durea foarte tare inima și plângea. Pe o parte, tângăindu-se pentru pierderea sufletelor omenești, celor fără de numări, iar pe de altă parte pentru prigonirea cea cumplită împotriva dreptilor. Și mai ales se întristea și se umplea de râvnă, văzând Necinstile ce se făceau adevăratului Dumnezeu de cei necredincioși râvnă spre rugăciune, vă dați. -a. Deci mai întâi se ruga la Dumnezeu ca să întoarcă pe cei păcătoși la pocăință. Dar de vreme ce Dumnezeu are trebuință de la cei păcătoși de însăși voința lor spre bine, cu alte cuvinte, Dumnezeu nu te forțează, îți lasă liberul arbitru. Vrei să fii bun? Ești bun. Vrei să fii rău? Ești rău. Iar în acei oameni împietriți nu era deloc acea voință a binelui. De aceea, prorocul răvnind foarte tare, s-a rugat lui Dumnezeu să-i pedepsească pe ei vremelnic, ca măcar astfel să se înțelepțească. Dar văzând pe Domnul zăbafnic spre pedepsire, ca un iubitor de oameni și îndelung răbdător, a îndrăznit a cere să-i poruncească lui să pedepsească pe călcătorii de lege, că poate se vor întoarce oamenii spre pocăință, când vor fi pedepsiți de om. Și nu s-a depărtat de la o rugăciune ca aceea până ce nu a câștigat-o, și a luat cererea aceea de la prea înduratul Dumnezeu, pentru că nu voia, prea mirostivul Dumnezeu, ca un părinte iubitor de fii, să mâhnească pe cel iubit, rob al său care slujea lui ca un fiu, necălcând nici cea mai mică porunca lui. Și precum Ilie îi era în toate ascultător, nehmâhnindu-l cât uși de puțin vreodată, tot așa și Dumnezeu îi asculta rugăciunele lui, nemâhnindu pe dânsul. Pe acea vreme împărățea peste Israel Ahab, împăratul cel fără de lege, având scaunul său în Samaria. Ahab și-a luat de soție pe Izabela vestita. până că știți. Fata lui Ieteval, împăratul Sidonului, și a dus cu ea în Samaria pe urăcina Sidonului, pe spurcatul idol Baal. Și a pus idol în casa urăciunii lui, pe care o zidise în Samaria. Și se închina aceluia ca unui Dumnezeu. Și tot Israelul venea la închinarea lui Baal, acel împărat a pe Dumnezeu cel prea înalt, mai mult decât toți împărații care au fost în Israel înaintea lui. Căci a înmulțit foarte închinăciunea de idol în împărăția sa. Deci, prorocul lui Dumnezeu Ilie, fiind plin de râvnă către Dumnezeu, a mers la Ahab și l-a mustrat pentru rătăcire, căci părăsim pe Dumnezeul lui Israel, se închina diavolilor și pe toate popoarele le trăgea cu sine în pierzare. Și văzând pe împărat că nu i-a ascultat sfaturile lui, sfântul Prorochilie a adăugat și fapte pe lângă cuvinte, pedepsind pe potrivnicul, pe lui Dumnezeu scuze, și pe poporul lui. El a zis, Viu este Dumnezeul puterilor, Dumnezeul lui Israel, înaintea căruia stau eu, că nu va fi în anii aceștia rouă și ploaie din cer pe pământ decât numai prin cuvântul gurii mele un adevărat manifest. Acesta zicând, a plecat dinaintea lui Ahab. Deci, îndată cu cuvântul prorocului, s-a încuiat cerul și s-a făcut secetă. Și nici o picătură de ploaie sau de rouă n-a picat de sus pe pământ. Iar uscăciunii pământului i-a urmat nerodirea, lipsa de hrană și foamea poporului. Pentru că unul împăratul greșind a venit mânia lui Dumnezeu asupra tuturor precum și mai înainte. Pentru David singur care greșise, se primejduia toată împărăția. Iar prorocului Dumnezeu Ilie aștepta să se înțelepțească Ahab, împăratul lui Israel, și cunosc, cunoscându-și rătăcirea, să se întoarcă prin pocăință la Dumnezeu și pe popoarele cele răzvrătite cu el să le întoarcă la calea cea dreaptă. Hm. Iar după ce l am văzut pe Ahab petrecând în împietrire, ca pe faraon, și că nici nu gândea să se lase de acea păgânătate, ci mai vârtos mergând spre mai mare, adânc de răutate, prigonind și ucind, ucigând, pardon, prigonind și ucigând pe cei ce slujeau lui Dumnezeu cu dreaptă credință, a lungit acea pedeapsă până în al doilea și al treilea an. Atunci s-a împlinit cuvântul Sfântului Proroc Moise, Întâiul văzător de Dumnezeu care a zis către Israel, va fi cerul deasupra capului tău de aramă și pământul cel de sub tine de fier, pentru că, încuindu-se cerul, pământul nu avea o mezeală, nici nu-și dădea rodul său, iar văzduhul fiind aprins întotdeauna și arșiță de soare, în toate zilele, pomii și florile se vestejiseră, veșteziseră. Toată iarba pământului se uscase și pieiseră toate roadele pământului, grădinile, țarinele, câmpiile se făcuseră repustei, fiindcă nu era cine să are, nici să semene. Încă și izvoarele apelor se uscaseră, râurile erau mici, pârâial, pârâiele se caseră, iar apele care erau mari se împuținaseră. Și tot pământul rămăsese fără de apă și uscat, iar oamenii, dobitoacele și păsările, mureau de foame. Dar această foamete nu era numai asupra poporului lui Israel, ci venise și asupra țărilor din prejur. Pentru că atunci când se aprinde o casă din cetate, sunt îmbrimește și cele din prejur. Astfel, în casa lui Israel, atrăgând asupra sa, mânia lui Dumnezeu, din această pricină pătimea toată lumea. Iar acestea s-au făcut nu atât cu mânia lui Dumnezeu, cât cu râfna prorocului Ilie. Pentru că Domnul prea milostiv, prea milostivul iubitor de oameni, biruindu-se de îndurările sale și văzând primejdea popoarelor și pieirea tuturor viețuitoarelor, voia să trimită ploaie pe pământ, dar se oprea făcând voia prorocului, ca să nu fie mincinoase cuvintele care le zisese. Viu va fi Domnul, că nu va pogorâ ploaie sau rouă pe pământ decât numai prin cuvântul gurii mele. Și zicând acesta, el a cuprins cu atâta râvnă după Dumnezeu, încât nu se cruța nici pe sine. Că știa că dacă va lipsi hrana de pe pământ, atunci el va răbda aceeași foame ca și celelalte popoare. Însă, nu se îngrija de aceasta, că mai bine voia să moară de foame decât să miluiască pe păcătoșii care nu se pocăiau și erau ca niște vrăjmași al lui Dumnezeu. Dar ce-a făcut Domnul cel milostiv? A trimis pe proroc într-un loc oarecare, osebit, depărtat de oameni, zicându-i, du-te spre răsărit și ascunde-te la părul cherit care este în fața Iordanului. Vei bea apă din părâu, iar corbilor le-am poruncit să te hrănească acolo. Domnul a făcut aceasta pe de-o parte ca să păzească pe proroc de mâinile ucigașe ale Izabelei, iar pe de altă parte că nu voia să-l omoare cu foamea, ci să-l aducă în umilință pentru popoarele care se topeau și mureau de foame și sete prin pilda corbilor și a râului Chehit. și corbilor este mult mai mâncăcioasă de cărnuri decât a altor păsări și nu numai spre oameni nu se milostivesc, dar nici spre pui lor. Căci cum fac pui îndată, îi părăsesc să moară de foame, zburând aiurea, dar purtarea de grijă a lui Dumnezeu îi hrănește, trimițându-le în gură muște din văzduh. În fine, exprimarea e mai greoaie, dar înțelegeți. Deci corbi zburând în toate zilele la proroc, după porunca lui Dumnezeu îi aducea hrană. Îi aduceau hrană. Dimineață pâine, iar seara carne. Iar Dumnezeu rânduit aceasta, Părea că îi grește cu vorbe tainice în inima lui. Vezi cum corbii, care sunt sălbatici, lacomi, mâncăcioși, urători de pui, se ostenesc pentru hrănirea ta? Ei singuri, fiind flămânzi, îți aduc ție de mâncare, iar tu, fiind om, nu te milostivești spre oameni și nu numai pe oameni voiesc să-i omori, ci și dobitoacele și păsările. Asemenea, când prorocul a văzut după câteva zile și ruse ca Domnul a zis către dânsul, iată, acum este vremea de a milui făptura cea muncită, de a trimite ploaie spre dânsa, ca să nu mărși și tu de sepe. Însă răfnitorul lui Dumnezeu se întărea, rugându-se lui Dumnezeu din potrivă, ca să nu fie ploaie, până ce nu se vor pedepsi cei neînvățați și se vor pierde de pe pământ frăjmașii lui Dumnezeu. Deci, Domnul, plecând cu înțelepciune spre milă, pe robul său, l-a trimis în sarepta Sidonului, care nu era sub stăpânirea împăratului Israel, la o femeie văduvă și săracă. Ca să se gândească în sine câtă primejdie a adus nu numai asupra oamenilor bogați și însurați, dar și asupra văduvelor sărace, cărora nu numai în vreme de foame, ci și în îndestul, destulare și scuzați-mă, belșug. De multe ori le lipsește hrana zilnică. Ah, mi s-a uscat un pic gura, da, aia mai sunt hopuri, dar continui. Și ducându-se prorocul la porțile acelei cetăți, a văzut acolo o văduvă adună lemne, nu mai mult decât două despicături mici, căci nu avea nici făină mai multă în vas, decât numai un pom și într-un ulcior o picătură de unde lemn. Deci, fiind el frământ, a cerut de la dânsă o bucată de pâine. Iar ea, spunându-i despre sărăcia, sărăcia sa cea mare, a zis și aceasta, că din cel pum de făină are să-și gătească masa sa, cea mai de pe urmă pentru ea și pentru copilul ei, iar după aceea să moară de foame. Omului Dumnezeu putea și prin aceea să se umilească și să-i fie milă de toate văduvele cele sărace, care se topeau de foame, dar râvna cea mare din el către Dumnezeu biruia pe toate. Neîngrijindu-se de făptura care pierea voia, voind să proslăvească pe făcătorul și să arate în toată partea acea de sub cer tăria cea tot puternică a celuia. și, având de la Dumnezeu darul facerii de minuni, după măsura credinței sale, a înmulțit cu un tulare făina și unde lenul în casa văduvei și astfel a fost hrănit de dânsa până ce a trecut vremea de foamete. Și a înviat Sfântul Ilie cu rugăciunea sa pe fiul ei care murise, prin suflarea de trei ore asupra lui, de care lucru se citește în Dumnezeiasca Scriptură și se povestește de fiul acela înviat al văduvei, că numele lui era Iona și venind în vârstă, s-a învrednicit de darul prorocesc. El a fost trimis la Dumnezeu să propovăduiască pocăința în Ninive și fiind înghițit de un chit în mare, a ieșit din el după trei zile, mai înainte închipuind în sine învierea lui Hristos, cea de-a treia zi, precum se povestește pe larg în cartea cu prorocile și în viața lui. În fine. Iar după trecerea celor trei ani de neploare și de foamete, de prea bunul Dumnezeu, văzând zidirea sa, că se topise de săvârșit de foame, s-a pornit spre milostivire și a zis către robul său Ilie. Du-te și te arată lui Ahab, pentru că voiesc să miluiesc lucrul mâinilor mele, să dau ploaie și să adăp pământul cel uscat prin cuvântul guritare, ca să-l fac aducător de roade căci acum și Ahab se pleacă spre pucăință și te caută și te va asculta la ceea ce îi vei porunci. Deci, plecând prorocul Ilie din Sarepta Sidonului, a mers la Samaria, cetatea împărăției lui Israel. Împăratul Ahab avea un iconom cu numele Obadia, bărbat temător de Dumnezeu, slujind cu credință aceluia. El ascunsese de sabia Izabelei, o sută de al lui Dumnezeu, în două peșteri, câte cincizeci într-una, și îi hrănea cu pâine și cu apă. Pe acest iconom, chemându împăratul Ahab la sine, mai înainte de venirea lui Ilie la dânsu, l-a trimis să caute iarbă pe la pârâiele apelor celor uscate pentru hrănirea puținor cai ce rămăseseră și a celorlalte dobitoace. Și când Obadia a ieșit din cetate, a întâmpinat pe sfântul proroc Ilie și s-a închinat până la pământ. Apoi a spus că Ahab l-a căutat cu tot din adisul prin toată împărăția sa. Și a zis Sfântul Ilie către Obadia, du-te și spune stăpânului tău că vin la dânsul. Iar Obadia se lepăda zicând, mă tem că dacă voi pleca de lângă tine, Duhul Domnului să nu te răpească în altă parte și mă voi face mincinos înaintea stăpânului meu care mânindu-se mă va ucide. Sfântul Ilie i-a zis, viu este Domnul Putelor care este înainte ca azi mă voi arăta lui Ahab. Deci Obadia, ducându-se, a spus împăratului toate acestea, iar el, grăbindu-se, a ieșit în întâmpinarea omului lui Dumnezeu. Și când l-a văzut, îndată, din răutatea pe care o avea în sine, a îndrăznit a zice către dânsul un cuvânt aspru ca acesta. Oare tu ești cel ce răzvrătești pe Israel? Iar prorocul lui Dumnezeu a răspuns împotrivă, fără frică. Nu eu răzvrătesc pe Israel, ci tu și casa tatălui tău, căci ați părăsit pe Domnul Dumnezeul vostru și ați mers în urma spurcatului Bal. Deci ce întorsătură narcisistă, ce manipulări, în fine. Continui. Apoi, împro, apoi prorocului Dumnezeu, ca cel ce avea în sine puterea ajutorului Dumnezeu, a început a porunci împăratului cu stăpânire, zicându-i. Acum trimițând, adună la mine în muntele Carmelului pe toate cele zece seminții ale lui Israel și să aduci pe cei 400 și 50 de proroci, fără de rușine a lui Bal. Asemenea să aduci și pe cei la spară 450 de proroci care jerfesc la alți necurați idoli în munți, cei înalți și în prăpăstii și cu toții mănâncă din masa Izabelei. Toți aceia să se întrebe cu mine despre Dumnezeu și vom vedea care este Dumnezeul cel adevărat. Demonstrație de forță. Și trimițând împăratul îndată în pământul lui Israel, a adunat în muntele Carmelului mulțime de popor nenumărat și pe toți prorocii cei mincinoși împreună cu slugile lor și cu mult popor. Apoi însuși Ilie, râvnitorul către Dumnezeu, a mers acolo. Și stând el înaintea tuturor, a zis către împărat și către tot poporul lui Israel până când veți șchiopăta de am două picioarele. Dacă Domnul Dumnezeu, care v-a scos pe voi din pământul Egiptului cu mână tare, este Dumnezeu, apoi pentru ce nu mergeți în urma Lui? Iar dacă Bar este zeul vostru, apoi mergeți după El. La aceste cuvinte ale Lui poporul tăcea și nici nu putea răspunde ceva, că toți câți erau izraeliteni erau mustrați de conștiință pentru rătăcirea lor. Iar prorocul le a zis, Iată, acum că, ca să cunoașteți pe adevăratul Dumnezeu, faceți ceea ce vă voi porunci. Mă vedeți pe mine, prorocul Domnului, rămas singur în tot Israelul, căci pe toți ceilalți i-ați ucis. Vedeți aici și pe prorocii lui Bal, cei atât de mulți. Deci aduceți-ne nouă, doi viței spre jertfe, mie unul, iar slujitorului lui Bal altul. Și să nu faceți foc. Drept aceea peste a cărui jerfă va cădea focul din cer și o va arde, al acelui este adevăratul Dumnezeu și toți să vă închinați acelui Dumnezeu, iar potrivnicii să se dea morții. Aceasta, auzim poporul, a lăudat judecata a prorocului lui Dumnezeu și a zis, așa să fie, bun este cuvântul acesta. Deci, fiind aduși amândoi viței în mijlocul soborului, Sfântul Ilie a zis către prorocii cei fără de rușina lui Bal. Alegeți-vă un vițel și aduceți-l întâi voi, jerfă, de vreme ce voi sunteți mai mulți. Iar eu însumi voi face pe urmă. Și pun un vițelul pe lemne să nu aprindeți focul și să vă rugați către zeul vostru, Bal, ca să vă trimită foc din cer și să vă ardă, să vă ardă jertfa. Deci, prorocii lui Bal au făcut așa, aruncând soți, ei și-au luat un vițel, apoi punând lemne multe, au junghiat vițelul, l-au tăiat în bucăți, l-au pus pe altar și au început a se ruga către bal zeul lor, ca să le trimită foc spre jertfa lor. Și au chemat numele aceluia de dimineață până la amiază strigând, ascultă-ne bal, ascultă-ne pe noi. Dar nu era niciun glas, nici ascultare și toți alergau împreună în împrejurul jertfernicului lor. Iar când s-a făcut amiază Ilie, prorocului Dumnezeu, îi bagi o corea și le zicea, strigați cu glas mai tare ca să vă audă vostru. Bre, de vreme ce acum poate are în înteleniciere, poate face altceva să vorbește cu alții sau benchetuiește sau doarme. De strigați cu glas mai tare ca să-l deșteptați. Hai, hai. Iar prorocii cei mincinoși strigau tare și se creșteau cu cuțitele după obiceiul lor, iar unii se băteau cu bicele până la vărsarea sângelui lor. Apoi, trecând amiaza și strujitorii, fără de rușine, nesporind nimic, Sfântul Ilie, tezviteanul, le-a zis. Tăceți de acum și încetați, căci ce-a sosit vremea jerfei mele. Iar prorocii lui Bal au încetat și le-a zis către popoare. Apropiați-vă de mine. Și toate popoarele s-au apropiat de dânsul. Și a luat 12 pietre după numărul celor 12 semințialului Israel și le-a pus pe altarul Domnului. Apoi, Invițelul în, în bucăți, l-a pus, pus pe lemne, a săpat groapă în prejurul altarului și a poruncit popoarelor, ca luând patru vase de apă, să toarne apă pe jerfă și pe lemne. Și așa au făcut. Adică lemne nu, nu erau doar uscate, erau și ude. Uh -huh. Apoi le-a zis, turnați al doilea rând. Și au turnat, apoi le-a mai zis, turnați al treilea rând. Și au turnat. Și a străbătut apa în prejurul altarului și groapa s-a umplut cu apă. Ei, cu apă. Atunci Sfântul Ilie, privind către cer, a strigat către Doamne, Dumnezeu. Doamne, Dumnezeul lui Avram, al lui Isaac și a lui Iacob, ascultă-mă pe mine, robul tău, și trimite de sus foc peste această jerfă, ca astăzi să cunoască toate aceste popoare, că tu singur ești Dumnezeul lui Israel și eu robul tău și ție ți-am înălțat această jerfă. Ascultă-mă pe mine, Doamne, ascultă-mă cu foc, pentru ca să se întoarcă inimile acestor popoare în urma Ta. Și-a căzut foc din cer de la Domnul și a mistuit toate jertfele cele întregi, lemnele, pietrele, țărâna și apa care era în groapă. Și-au căzut toate popoarele cu fețele la pământ strigând. Cu adevărat, acesta este unul Dumnezeu și nu este alt Dumnezeu afară de el. Iar Sfântul Ilie le-a zis, prindeți pe prorociul lui Bal ca să nu scape niciunul dintre înșii. Deci, i-au prins pe toți prorocii mincinoși și Sfântul Ie i-a dus la râul Chișon, care intră cu repejuni, repejuni de apă în Marea Cea Mare și acolo i-a ajungiat cu mâna sa, iar necuratele lor stârvuri le-a aruncat în apă ca să nu se spurce pământul cu ele, nici să se vateme văzduhul de putoarea lor. După aceea, Sfântul Ilie a grăit către împăratul Ahab. Ca de grabă, să mănânce și să bea, apoi să înhame caii la caretă ca să alerge în cale pentru că o să se coboare ploaie mare și o să-i ude pe toți. Deci, a șezând să mănânce și să bea Sfântul Ilie, s-a suit în muntele Carmelului și plecându-se la pământ și a pus fața între genunchii săi și s-a rugat lui Dumnezeu să trimită ploaie pe pământ. Și îndată, după rugăciunea lui, s-a deschis cerul ca și cu ochii, și a pogurit o ploaie mare încât au dat pe toți și pământul s-a cel însetat. L-a adăpat din destul. Atunci împăratul Ahab, cunoscând rătăcirea sa, plângea pentru păcatele sale, mergând pe cale spre Samaria. Iar Sfântul Ilie, încingându-și mijlocul, a alergat pe jos înaintea lui Ahab, bucurându-se în Domnul Dumnezeul său. Dar, Spurcata împărăteasă Izabela, soția lui Ahab, înștiințându-se de toate acestea, s-a umplut de iuțime și de mânie pentru pierderea prorocilor săi, celor fără de rușine și a trimis la Sfântul Ilie, jurându-se pe zeii săi, ca a doua zi, în care ceasa a ucis el prorocii lui Bal, în același ceas îl va ucide și ea. Iar Sfântul Ilie s-a temut de moarte, ca un om supus neputinței fire -omenești. După ceea ce s-a zis, el era om asemenea o nouă, păti, pătimitor. Și a fugit de frica Izabelei în Berșeba, pământul iudeiei. Și ducându-se în pustie cale de o zi, asta să se odihnească sub un ienupăr și fiind mâhnit, își cerea moarte de la Dumnezeu zicând, Doamne, destul am trăit pe pământ până acum. Ia acum de la mine sufletul meu. Oare eu sunt mai bun decât părinții mei? Aceasta a grăit-o prorocul, nu că era supărat de acea prigonire, ci ca un râfnitor al lui Dumnezeu care nu suferea răutățile omenești, necinstirea lui Dumnezeu și hulirea prea sfântului său nume. Că era mai ușoară moarta adică decât să audă și să vadă oamenii cei fără de lege de făimând și de pădând pe Dumnezeu ziditorul lor. Astfel rugându-se, s-a culcat și a dormit sub copacul acela când iată îngerul Domnului s-a atins de el zicându-i, scoală-te și mănâncă. Deșteptându-se, Elia a văzut la căpătul său o azi, azi măcadă și un ulcior cu apă. Deci, sculându-se, a mâncat și a băut și apoi iarăși a dormit. Apoi, îngerul s-a atins a doua oară de zi când scoală și mănâncă, că și cala este depărtată. Deci, sculându-se el, a mâncat și a băut și cu puterea mâncării acelea a mers 40 de zile și 40 de nopți până la muntele Horeb. Acum știu ce dar o să fac. Acum, acolo, pardon, acolo a locuit în peșteră vorbind mai întâi cu îngerii. După aceea cu însuși Dumnezeul, care i s-a arătat în vânt subțire, suflând cu liniște prin văzduh luminos, iar când Domnul se apropia de dânsul, mergeau înainte semnele cele înfricoșate ale venirii lui. La început era un vifor mare care răsturnea dealurile și sfârma pietrele. După aceea venea foc, dar nu era în foc, Domnul. Iar după un foc, un glas de lumină subțire. Și acolo era Domnul. Iar când Ilie a auzit venirea Domnului și a acoperit fața cu cojocul lui și ieșind, stătea înaintea peșterii și a auzit pe Domnul Green către dânsul. Ce face aici, Ilie? Era răspuns. Răfnind, am răfnit după, după, tine, Doamne, a toții că fiii lui Israel au părăsit legea ta, altarele tare le-au risipit, pe prorocii i-au tăi tăiat cu sabia și a rămas singur. Numai eu. Și acum îi caută și sufletul meu ca să mi ia. Iar domnul mângâindu-l pe el în ecazi, a spus că nu tot poporul lui Israel s-a depărtat de la dânsul, ci mai are încă șapte mii de robe săi, care nu și-au plecat genunchii zeului Baal. După aceea i-a vestit și pierzarea lui Ahab și a Izabelei împreună cu toată casa lor, care avea să fie de grabă. Și a poruncit Domnul ca pe un oarecare bărbat vestit cu numele Iehu să-l numească mai înainte, de, mai înainte la împărăția lui Israel, ca unul ce avea să piardă toată seminția lui Ahab. Încă a poruncit ca și pe Elisei să-l ungă proroc și astfel mângâind Dumnezeul pe robul său, s-a dus de la dânsul. Iar prorocul Ilie, plăcutul lui Dumnezeu, ducându-se de acolo după porunca, porunca scuzați-mă, Domnului, a găsit pe Elisei, sfântul lui Safat. A, scuzați-mă, sfântul, fiul lui Safat. Are în pământul cu 12 perechi de boi. Deci a pus cu jocul și i-a spus lui voia Domnului, numindu-l pe el proroc și poruncindu-i, să meargă în urma sa. Iar Elisei a zis către dânsul, rugă-mă ție, lasă-mă puțin să sărut pe tatăl și pe maică mea și apoi voi merge după tine, iar Sfântul Ilie ne oprindu Elisei s-a dus de a sărutat pe tatăl și pe maica sa și înjunghiind o pereche de boi cu care el singur ara, a dat-o spăț vecinilor și casnicilor săi, apoi a plecat după Sfântul Ilie, fiindu-i slugă și ucenic și urmându-i în tot locul. În acel timp, împăratul Ahab, fiind stăpânit de Izabela, nelegiuita lui soție, pe lângă cele mai dinainte, fără de lege ale sale, a adăugat altă fără de lege în acest fel. Un oarecare izraelitean, anume Navute, așa aici, Navute, avea o vie în Samaria, lângă aria împăratului Ahab. Acesta a zis către Navute, dă-mi mie via ta ca să fac o grădină de verdețui. Pentru că este aproape de casa mea, iar eu îți voi da ție altă vie mai bună decât aceasta. Iar de nu-ți va fi cu plăcere, atunci, atunci, îți voi da argint pe ea. n a a răspuns, să nu fie mie aceasta de la Domnul Dumnezeul meu, ca să-mi dau eu ție moștenirea părinților. Auzind aceasta, Ahab s-a întors la casa sa tulbura și, tulburat și de cuvintele lui Neavute și de necaz, n-a mâncat pâine. Atunci Izabela, înștiințându-se de pricina mâhnirii lui, a râs de dânsul și a zis. Oare în acest fel este stăpânirea ta, împărate a lui Israel, că nu ești puternic asupra unui om să faci după voia ta? <hânt> nu mai fi mâhnit. Mănâncă pâine, apoi așteaptă puțin că eu singură îți voi da în mâini via lui Neavute. Aceasta zicând a scris poruncă în numele împăratului, la mai mari cetăților lui Israel și a pecetuit-o cu pecet împărătească. Iar întrâns a scris ca să pună asupra lui Navute o pricină nedreaptă, ca și cum ar fi vorbit rău de Dumnezeu și de împărat. Apoi, punându-l de față cu martori mincinoși, să-l ucidă cu pietre afară din cetate. Astfel s-a săvârșit acea nedreptate, prin ucidere din porunca celor fără de lege. Și murind nevinovatul Navute, Izabela a zis către Ahab. Acum moștenește via lui Navute, iară fără argint, pentru că el s-a dus dintre cevi. Ahab, auzind de uciderea lui Navute, s-a mâhnit puțin, apoi s-a dus să ia via. Dar pe drum a fost întâmpinat din porunca lui Dumnezeu de Sfântul Proroc care a zis către dânsul. Deoarece ai ucis cu nedreptate pe Navute cel vinova și ai răpit via lui, pentru aceasta zice Domnul: În locul în care au lins câinii sângele lui Navute, tot în acel loc și sângele tău îl vor linge câinii. Asemenea, și pe femeia ta, Izabela, o vor mânca câinii și toată casa ta se va pierde. Iar, Ahaba, auzind cuvintele acestea, a plâns și le, pădind, le pădând hainele sale împărățești, s-a îmbrăcat în sac și a postit. Și atât a putut de mult acea. Puțină pocăință a lui înaintea lui Dumnezeu încât cea vremenică pedeapsă asupra casei lui a mutat-o după moartea sa. Pentru că Domnul a zis către prorocul său Ilie, de vreme ce Ahab s-a semerit, pentru aceasta nu voi aduce rele asupra casei sale în zilele lui, ci în zilele fiului lui. După aceea Ahab a mai viețuit trei ani și a fost ucis în război și l-au dus în Samaria cu careta lui, iar sângele care a curs pe roate l-au lins câinii, după cuvântul prorocului Dumnezeu. Asemenea și cele prorocite despre Izabela și despre toată casa lui Ahab. S-au împlinit toate la vremea lor după răpirea Sfântului Ilie. Un lucru important de reținut. De ce Sfântul Ilie este atât de important? El nu a murit el a fost răpit. Da? După moartea lui Ahab am împărățit în locul lui fiul său și așa mai departe. În fine. Aici aș vrea să întreb, deși mai era puțin din poveste, din poveste, nu, din istorie, din ce s-a întâmplat. Însă, cred că e suficient. Ia uite, 44, 33 de minute. 4433 căutați. De reținut, de ce este atât de măreț, Ilie? Eu personal țin câteva sărbători. Sfinții Arhanghel și, da, Marele Ilie, care a fost trăpit. Pentru cei care lucrați în creșterea voastră spirituală și înțelegeți renașterea, ascensiunea din mai multe perspective, vă dați seama ce onoare? Ce onoare este aceasta să nu treci prin moarte. În fine, cam atât. Sper că cu micile poticneli, pentru că mi s-a uscat gura, totuși să fi înțeles, și cu limbajul un pic mai greu, e mai vechi să fi înțeles povestea, să vă fi reactualizați informații sau să învățați. Și da, am iau o mică pauză, urmează să fac o etalare, acum am fost ghidată în timpul acestei povești, Cam despre ce va fi o vorba. Sper să vă placă. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Numai bine. Ceau, ceau.